Camara și Aleix Garcia sunt jucătorii care nu s-au prezentat la reunirea lui Dinamo. Plecarea lor de la echipă e iminentă, în condițiile în care conducerea spaniolă continuă să nu plătească salariile restante. Pulici, Sorescu și Fabrini au lipsit și ei, dar motivat, de luni vor fi la antrenament. În total, 19 jucători s-au prezentat la prima ședință de pregătire din 2021. Cu toții așteptau un semn de la conducere de sărbători, un semn pe cardul bancar. Preferăm să nu se mai vorbească foarte mult și să facă fapte, pentru că deja suntem într-un film de la de comedie și nu dă bine pentru nimeni. Mai mult rău se face, nu înțeleg ce se urmărește. Dinamo a intrat în 2021 pe locul 11, la două puncte de retrogradare. În subconștientul nostru ne gândim că se poate ajunge într-o situație dramatică cât să retrogradăm sau să intrăm în faliment. Cu siguranță al jucător nu vor vrea să vină la Dinamo și va fi foarte, foarte greu să supraviețuim.